Mona. Bine ați venit. Emoții? Nu! A, nu e emoții. De ce? Așa. Din cauza mea? Din cauza femeilor frumoase, poate mă aude nevastă. Nu. Hai că deja ți-ai făcut obișnuință. Da, s-a. Ok, ok. Teamă și nerăbdare. Deci atunci mi-e să-mi spui ce-am de făcut. O să vă spun imediat. Am pregătit vaccinul. Asta este, deltoid. O să fie o mică înțepătură la nivelul mușchiului deltoid, intramuscular. O să injecte soluție, o să retrag. Va fi o cutitură de pulice. Dacă așteptăm de mult. Bun. Este la temperatura, sunteți în regulă. Asta este tot. În regulă, simți ceva de ochiului? Nu. Deci la? Nu, nici atunci. Asta a fost tot, să rămână. Mulțumesc! Dacă ați avut emoții, acum sper să dispară. Și să mai aveți întrebări cealaltă dată să vă înțeleg eu. De câtă vreme nu știm, eu am zis tot. Da, corect. Nu știu cum am spus să vă mă întrebi. E posibil să apară un pic de, știți dumneavoastră mai bine, roșească, căldură locală sau... Da, corect. Să rămână, mulțumesc că ați acceptat. Cu ăsta avem un flacon anti-COVID-19, adică la 5 pacienți, flaconul ăsta rău. La rămâna, la... Nu am trebuit să fie șefa de la terapie intensivă. La începutul pandemiei n-a avut liber, n-a avut concediu, a fost aici. Cum au fost zilele astea de Crăciun în spital? Momentul mult așteptat, m-am gândit doar la vaccin. 25 am fost de cartă, dar abia aștept să-mi fac vaccinul. Vă mai ia puțin din presiunea aceasta să nu fiți în gardă non-stop, să nu există o greșeală, să... Sperăm dacă procentul din populație va fi cât mai mare pentru vaccinare, sperăm să scăpăm și de presiunea asupra terapiilor intensive, asupra secțiilor mari. Eficacitatea este foarte mare vaccinului. Eu mă gândesc că se vor vaccina destul de mulți și o să treacă la un moment dat. Terapiile se vor goli, viețile noastre se redevine ce au fost. Cum este acum la terapie intensivă? Acum, din păcate, locurile sunt limitate. Nu rezistăm. Dacă avem un loc liber, imediat se ocupă. Pacienți sunt foarte mulți și pe secții. O să vedem mai departe. Ne punem mari speranțe în acest vaccin. Acum rezist cu brio. De 10 ori. Acum am făcut să fie notat cam unul. Blând. Și, da. Normal, anestezii. Nu vreau să-mi simt în mâini. Chemă un colegă să vă țină de vorbă. Vă țin eu de vorbă. No. E o cipitură, mușchi deltoid.
Nu este intravenos, că la intravenos aveți o problemă, e doar trecere de piele, atât, asta e tot. Așa. E în regulă acum. Nu vă vine rău, da? Nu. Să-mi spuneți dacă vă vine rău. Asta a fost tot. Cum a fost? Aproape că ne-am simțit. Sigur ne-am pus mai mic. Asta a fost intenția mea, sper să-mi fi și ieșit. Înainte mai mare teama decât momentul. Sper că a fost în regulă. Și să fie de bun augur. Să duceți următorii lor care vin. Să rămână. Mersi. Să rămână. Îmi dai ăla? Domnul George? O să mă auzi? Hai, Obi. Să rămâna, doamna doctor? Bună! Obi. Bine ați venit? Bine v-am găsit, în sfârșit la vaccinare. În sfârșit la vaccinare. Nu că ar fi cazul, dumneavoastră știți foarte bine ce înseamnă vaccinarea și ce înseamnă protocolul de vaccinare. O să vă spun în două cuvinte. O să fie o începătură scurtă. Dacă simțiți ceva în timpul injecției, spuneți. Da. Bine, în rest totul va fi în regulă. Nu durează decât 3 secunde, după care o să mergem la sala de supraveghere într-o un sfert de oră. Vi s-a luat temperatura astăzi? Da. Este în regulă? În regulă. N-ați dușit? Nu vă simțiți rău? Nu nicio simptomatologie. Perfect. Deci să-i dăm drumul. Să-i dăm drumul. Română. Ok. Suntem. Bă, dar unde-ți plăcăm? Să ne povestească. Să lăsă, lăsă, nu știu. Puțin. Cum vă simți? Bine. Deci așa în general bine. Avem emoții mai multe și pentru faptul că a început această vaccinare pe care o așteptăm de mult. Mai ia puțin impresiunea aceasta? Da, impresiunea special din presiunea noastră, din presiunea cadrelor medicale. Deja eu, din punct de vedere personal, mă simt mult mai în siguranță. Deja simt că se sfârșește, începe cumva sfârșitul acestei pandemii. E adevărat, tot personal m-am gândit că mai repede trebuie să apară vaccinul. Ne bucurăm că avem un cadou de Crăciun. Să sperăm că va fi bine. Însă trebuie și restul populației să înțeleagă că trebuie să se vaccineze, pentru că trebuie să revenim la viețile dinainte. Lăsați mâna pe lângă dumneavoastră. Da? Avem 0,3. Da. Nu știți ceva deosebit? Nu. Totul e în regulă, da? Da. Asta a fost tot. Tata, ai terminat? Da, o să vă rog să așteptați să vă pun în plașcure. Mulțumesc.
am rămas pozitiv cu toții. De asta se și întâmplă lucruri frumoase aici și în general. Da, ne susținem. La asta trebuie să facem figuri, trebuie ceva să mă tramotele. Da. Da, seara de-o. Mulțumesc frumos. Mă simt foarte bine. Trebuie să stai să din mine. Mulțumesc frumos. O să mergă sala de monitorizare, să aștept. Da. Domnul doctor Gândac. Bună ziua. Bună ziua, bine ați venit. L-aștept din luna iulie, când am aflat că vine valul 2 și când mi-am dat seama că va continua fără el la nesfârșit. Credeți că va reveni totul la normalitate destul de repede, va mai dura mult? Mai de ei ca persoane și un simt, eu cred că de simt civic pe care trebuie să aibă o comunitate întreagă. Trebuie un procent foarte mare de oameni, atunci sunt ferm convins că în iunie o să scăpăm de acest calvar. Altfel, dacă ne vaccinăm numai câte unul, e doar pe cont propriu, bătălie pe cont propriu, ceea ce nu-i prea corect și nu-i prea fair play. Domnul doctor, va fi o mică înțepătură, ca o ciupitură de purice. De când da. Ce mă bucur că învăț și eu un doctor la un moment dat, bine? Va dura 3 secunde. Dacă simți ceva deosebit, m-am anunțat. O să simt ceva deosebit. Doare ceva? Nu. Asta a fost tot. O să punem și în plasture. Că sunteți 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu trebuie să filmați neapărat. E cineva dintre voi care nu vrea să se vaccineze? Și dacă da, de ce? M-ați gândit dacă vreți să vă vaccinați? Care e cineva care renunță până așeză mai. Ok, bravo. Să vă felicit. Domnul doctor, vă mulțumesc. Mulțumesc frumos. Vă doresc sănătate. La fel. Domnul doctor, bine ați venit? Bine v-am găsit. Acum poți să mă răzbun? Glumeam. Va fi o mică înțepătură. Mi s-a luat temperatura, sunteți în regulă, da. Totul în regulă. Da. Va fi o mică înțepătură. Am completat consimțământul. Tot în regulă, da? Domnule doctor, cât ați așteptat vaccinul? De un an de zile. Sau aproape de un an de zile, de 10 luni, când a început pandemia, știam că este singura metodă de a lupta eficient cu acest virus. Chiar dacă de la început nu bănuiam ce probleme ne va crea la acest război virusul, iată că de-abia am așteptat ca să putem primi această armă, să câștigăm războiul. Și dacă înțelegem că trebuie să o folosim și dacă o folosim, sigur vom câștiga. Și ați convins că lumea înțelege acest lucru și mă bucur că pot fi în această fază să mă vaccinez, pentru că ca să fiu sincer, și nu aveam temerile noastre legate de infecție și acestea dispar acum. Vom începe să ducem o viață normală. Știm că a fost un an greu pentru toți medicii din România, nu numai aici, la Spitalul Victor Babă și în Timișoara. Cam cât timp credeți că o să mai dureze până va reveni? Okay. A intrat totuși un făgaș cât de cât normal. Eu cred că depinde și de noi. Dacă înțelegem că să ne vaccinăm și în primăvară vom avea o viață normală. Dacă nu, vor trece la viața normală cei care s-au vaccinat, iar ceilalți probabil vor mai avea probleme. Este important să fim solidari, pentru că chiar dacă noi, să zicem, nu avem risc de a face boală severă, am văzut în ultimul timp cum bătrânii se îmbolnăvesc datorită faptului că boala se transmite de la tine la aceștia, nu sunt protejați și, din păcate, am avut în ultimul timp foarte multe cazuri severe cu decese
multe în această perioadă, tocmai datorită faptului că bătrânul a fost protejat. Eu cred că pentru ei, pentru cei care sunt apropiați nouă, merită să facem acest vaccin. Și merită ca să începem să ducem o viață normală. M-am ținut de vorbă și a trecut repede vaccinul. Bine l-am regăsit. M-auzi? Deci, în regulă, zis, la temperatura, niciun fel de probleme. Un procesor care e cu un teren alergic. Da, sunt un asmatic alergic, plurialergic. Asta nu înseamnă că am contraindicații la vaccinare și sper că astăzi să fie prima zi în care începem sfârșitul SARS-CoV-2. Sperăm să ne aducem și să reîncepem o viață normală cât mai repede. Asta depinde doar de noi și de câți dintre noi ne vom vaccina. Nu de obicei suntem obișnuiți să începăm noi pe alții. Da. În regulă? Da, absolut. Asta a fost tot deocamdată. O să vă pun în plasele. Se termină, da? Da. Cum a fost? Nu s-a simțit nimica. Am așteptat, adevărul este că acest vaccin de mult timp, pentru că a fost un an foarte greu pentru noi toți. Și gândiți-vă că de fiecare dată când intrăm în zona roșie, avem o temere în sufletul nostru că s-ar putea și noi la rândul nostru să ne infectăm și să ajungem și noi pe patul de spital. Și sperăm că prin acest proces de vaccinare să ne conferă o imunitate prin care să reușim să învingem această boală. Mulțumesc, Mircea. Mulțumesc, cu drag. Și vă doresc multă sănătate. Și vă spun la muncă în continuare. Doamne ajută.